Lucrările la tronsonul de cale ferată Simeria Gurasada de pe culoarul feroviar paneuropean 4 sunt în plină desfășurare. Investiția, una pe fonduri europene, a început în anul 2018, iar lucrările au creat în mod firesc și disconfort, ultimul exemplu fiind blocarea până în data de 25 noiembrie a drumului ce traversează calea ferată de la ieșirea din Ilia spre Brănișca. Pe acest tronson, cu o lungime de peste 40 de kilometri, modernizarea căii ferate cuprinde și amenajarea 26 de podețe, 18 poduri, 4 pasaje superioare și 3 inferioare, iar prefectul de Hunedoara, Călin Marian, crede că lucrările vor fi finalizate la termen, adică în anul 2023. Din câte se observă pe tronsonul care acoperă arealul județului Hunedoara, se lucrează foarte intens. Firmele care au câștigat licitația își dau tot concursul în ceea ce privește implementarea proiectului. Am avut discuții de mai multe ori în ceea ce privește gradul de dezvoltare a investiției și bunul mers al lucrurilor. Sperăm că în 2023 acest tronson să fie gata pe județul Hunedoara. Tot până în 2023 ar trebui să fie finalizată și modernizarea gării din Deva, lucrările fiind începute în luna iunie a anului curent, operațiune separată față de cele de la peroane. Conform proiectului tehnic, la parter și la primul etaj se vor amenaja săli de așteptare, grupuri sanitare, spații comerciale, birouri și case de bilete. La etajele 2 și 3, ultimul fiind un nivel suplimentar, se vor amenaja spații pentru diverse activități culturale sau întruniri, iar pentru accesul la acestea se va monta un lift exterior cu pereți de sticlă și vedere spre cetate.